Leul poate sări la câțiva metri, înfingându-și ghearele și colții într-o girafă enormă sau chiar elefant. El luptă cu dușmanii cu cruzime și poate rupe membrele dușmanului dintr-o lovitură. Urletul lui se aude la câțiva kilometri. Un mascul adult este egal cu 250 de kg de mușchi, ghiare, colți și furie. Lui nu este frică să atace o pradă de câteva ori mai mare decât el. O săritură, o lovitură și dungata iese la pământ. După masacru, masculul duce trupul zebrei în dinți, acesta cântărind aproximativ 400 de kilograme. Acest bivol poate ajunge la greutatea de aproximativ o tonă, dar leul se aruncă în atac și sperie o turmă întreagă. O săritură și bivolul e doborât la pământ. Leul eschivează cu pricepere de la copitele lui și se prinde de gâtul acestuia într-o îmbrățișare mortală. Leoaicele sunt mai ușoare decât masculii, ele ajung la 150 de kg în greutate și asta inspiră respect, dar le permite să rămână mai agile. Lipsa coamei face femelele să fie de neobservat în iarba înaltă. Ele vânează cu maestrie. Iată, bivolul crede că a scăpat de urmărire, dar în tot acest timp a fugit direct în ghearele celorlalte leoaice. Adevărata putere a grupului de lei este demonstrată atunci când luptă cu giganții din lumea sălbatică, de exemplu vânătoarea girafelor. Ele cresc mai înaltă de 4 metri. Ar putea să privească în camera voastră prin geam, în caz că locuiți la etajul 2. Lovitura copitei poate să spargă craniul unui leu, dar pisicile curajoase oricum atacă girafa. Atunci când femelele au înconjurat girafa, masculul s-a decis la săritura decisivă. Sau așa situație. Două femele țin girafa de membre, ca o leoaică mai ușoară să se urce pe spatele girafei. Gazelele cu picioare subțiri sunt atât de rapide că pot fugi chiar și de ghepard, dar dacă gazela este urmărită de câteva leoaice, are foarte puține șanse să rămână în viață. Labele puternice ale prădătorilor o rup în bucăți ca pe o jucărie. Leii sunt unicele animale care, atacând în grup, sunt capabile să se descurce cu un elefant. Da, leoaicele se folosesc de avantajul în număr, dar ele pot să reziste în fața celui mai mare animal terestru al planetei, cu greutatea de mai mult de câteva tone. Dacă elefantul este tânăr, atunci un cuplu pot să se descurce cu el. Leii sunt unicele pisici care trăiesc în familii numeroase, de aia în savanele africane sunt regi adevărați. În majoritatea cazurilor vânează femelele. Ele pot înconjura prada și strânge cercul, rămânând invizibile în vegetația înaltă și galbenă. Apoi una sau două atacă, speriind prada și alungând-o spre celelalte femele care așteaptă în apropiere. Uneori chiar și o singură femelă urmărește prada, o doboară la pământ cu loviturile labelor și ajunge la gâtul ei. Rare ori încearcă să muște traheea sau gâtul. De cele mai deseori, sufocă prada. Posibilitatea de a vâna din ambuscadă le permite acestor pisici să parieze pe o smuncitură puternică și o urmărire scurtă. La distanțe mici, leoaica poate să accelereze până la 65 de km la oră. Împreună, leoaicele pot ataca un bivol african enorm. Într-un grup relativ mic pot să existe 5-6 femele și un mascul. Când în capul grupului sunt câțiva frați masculi, leoaice pot să fie o duzină. În consecință, teritoriul grupului crește, astfel se extinde. Tinerii pui masculi sunt alungați ca să nu să se împerecheze cu surorile lor. Dacă adolescentul va supraviețui și se va transforma într-un leu tânăr și puternic, va găsi un grup și îl va învinge pe lider. Astfel, va avea dreptul de a lua coroana. Dacă leoaicele vânează ierbivore, datoria leului este să lupte cu alți prădători. Masculii vânează cu plăcere gheparzii. Aceste pisici sunt super rapide, pot ajunge la viteza de 110 km la oră. Recordul printre toate animalele terestre. Pentru asta, gheparzii trebuie să fie ușor în greutate. Cu 70 de kg, pisica sălbatică este un dușman destul de amenințător, dar nu și pentru leu. Masculul este capabil să se furișeze către ghepard și să atace înainte ca acesta să reușească să accelereze. Lupta durează doar câteva secunde. Leul îi rupe oasele din 2-3 lovituri. Când vezi capul unui ghepard în gura acestui prădător, vezi diferența dintre mărimea și puterea celor doi.
Nici gheparzii nu prea îi plac pe lei, dar uneori leii nu îi atacă, ci îi lasă în viață, dar aceștia demonstrează respect. Pisicile pătate pot fi și agresive, continuând lupta. Deși știu că nu prea au șanse să supraviețuiască, rămân în viață fiindcă sunt niște cățărători foarte talentați. Au o dexteritate supranaturală și o viteză de reacție de invidiat. Asta le permite să fugă. Alți concurenți ai leilor sunt hienele și ele se adună în grupuri destul de mari. Spre deosebire de gheparzii care preferă prada mai mică, leii și hienele vânează cam aceleași animale. De aceea hienele urăsc leii. Acești prădători cruzi urmăresc adolescenții în grupuri și se răzbună pe ei. Uneori urmăresc femelele și puii, se ajunge și la lupte la scară mare. În afară de avantajul în număr, fiecare hienă poate să zdrobească tibia unei antilope. Unul la unul, o leoaică poate să se lămurească cu o hienă sau două, dar când acestea sunt mai multe la număr, femeia este condamnată la moarte. De aia este important ca grupul să fie protejat de un mascul. Fiecare mascul adult este un adolescent care a supraviețuit prin minune, care cândva, în anii rătăcirilor singuratice, a fost urmărit și atacat de grupuri întregi de hiene. De aia, leii le urăsc. Masculii nu doar protejează femelele, dar se lămuresc cu mare plăcere cu hienele. Cum? Cu ajutorul loviturilor puternice a labelor. Viteza loviturii ajunge la 6 metri pe secundă, cu o forță de 2000 de kilograme. Este ca un ciocan enorm ce lovește hiena drept în cap. La această putere pură merită plusat și efectul ghearelor ascuțite ca lama, cu lungimea de aproape 7 cm. O lovitură exactă poate să-i rupă hienei coloana vertebrală, să o rănească mortal sau foarte serios. În lupta cu hienele, leii se folosesc de colții lor înspăimântători, de 8 cm. De asemenea, prind victima cu toate cele patru labe, dacă nu sunt înconjurați de alte hiene. Cele mai impresionante totuși sunt luptele masculelor pentru grupul de lei. Dacă leul adolescent supraviețuiește și devine matur, fiind destul de puternic, găsește un grup de lei și îi aruncă o provocare liderului. Cel care câștigă devine noul lider. În lupta cu rivalul, leul demonstrează toată experiența din bătăliile anterioare. Masculii se ridică pe membrele din spate, atacă din diferite unghiuri, încearcă să ia inamicul prin surprindere, printr-o manevră neașteptată. De asemenea, leii încep să se muște. Pe scurt, arsenalul acestor luptători este larg. Dacă femelele vor reuși să intervină, pot să-și ajute masculul să învingă. Ți-ai pus întrebarea de ce? Pentru că după ce a învins și a devenit lider, noul mascul caută puii străini și îi ucide. După asta, femelele sunt gata pentru împerechere. Este prea crud? Probabil, dar asta este lumea sălbatică. Leul își protejează cu înverșunare nu doar femelele și teritoriul, ci și puii care îi sunt urmași. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!